Doamne, Tată, te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc că ești Domn, Dumnezeu, Stăpân și Creator, glorie ție. Deci am pun viața, viitorul, familia, cauzele în mâna ta și proclam biruința și puterea ta cea mare peste ele. Și crede, Doamne, că tu vei lucra și acum mai tu poți să faci în toate numele tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Te laud, te slăvesc și îți mulțumesc că m-ai creat și pe mine ca făptura mâinii tale și eu ca făptura mâinii tale te laud, te slăvesc și îți mulțumesc pentru dragostea ta, pentru bunătatea ta, pentru mila ta, pentru îndurarea care ți-a arătat zi de zi față de mine și ajută-mă, Doamne, să răspund la dragostea ta cu dragoste și ajută-mă, Doamne, cât voi trăi să împlinesc scopurile pentru care m-ai creat și promit-o, Doamne, că voi plini scopurile pentru care m-ai creat. Și cât voi trăi, voi sta în părtășie cu tine, te voi glorifica pe tine și te voi sluji pe tine din toată inima și din toată ființa mea, până în ziua când mă vei chema acasă și voi sta în părtășie cu tine, te voi glorifica și te voi sluji acolo sus în ceruri, o veșnicie întreagă. Aleluia! Slavă ție! Amin!